polițele RCA nu vor suferi modificările anunțate recent de președintele Consiliului Concurenței Bogdan Chirițoiu. Asigurarea de răspundere civilă auto nu va fi făcută pe numele șoferului și va rămâne valabilă pe fiecare mașină. Schimbări nu vor fi operate nici în ceea ce privește durata valabilității poliței RCA. Aceasta va putea fi încheiată în continuare și pentru o perioadă de o lună de zile. Anunțul a fost făcut de vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară, Cristian Roșu. Acesta și-a exprimat punctul de vedere cu privire la modificările importante privind polițele RCA anunțate recent de președintele Consiliului Concurenței Bogdan Chirițoiu. Toate schimbările legislative formulate de autoritatea de supraveghere financiară vor fi supuse dezbaterii publice. Așteptăm atunci opiniile argumentate ale tuturor celor interesați, inclusiv de la Consiliul Concurenței. Este necesar a fi semnalat că în acest moment nu lucrăm împreună la nicio propunere de modificare legislativă, iar în situația când anumite temeri și semnale există, ar trebui discutate cu specialiști înainte de a le promova în spațiul public pentru a nu crea emoții acolo unde nu este cazul, a declarat Cristian Roșu. Vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară a afirmat că nu se urmărește divizarea teritoriului pe zone de risc, întrucât un autovehicul le tranzitează pe toate. Atenția instituției este concentrată pe toată problematica pieței asigurărilor, de la stabilitatea acesteia și până la conduita asigurătorilor și a intermediarilor din domeniu. Referitor la gradul de cuprindere în RCA, el este de peste 90% pentru vehiculele care circulă în mod constant pe drumurile publice. Acel procent de aproximativ 75% este format din parcul nedeplasabil, aflat încă în evidențele scriptice, precum și din remorcile care nu circulă tot timpul atașate de un vehicul. Nu trebuie uitate nici motocicletele care au o circulație sezonieră, a subliniat vicepreședintele ASF. Potrivit Consiliului Concurenței, 20% dintre automobilele din România circulă fără asigurare RCA. O eroare cred că a fost faptul că am introdus polițele de o lună. Uneori e tentant să faci o poliță pe o lună, plătești ceva mai puțin pentru luna aia, dar reînnoirea polițelor nu e automată și în felul acesta scade gradul de acoperire cu RCA, a afirmat Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței. Instituția condusă de Chirițoiu a propus la jumătatea lunii martie mai multe măsuri pentru scăderea tarifului RCA. Printre recomandările formulate, Consiliul Concurenței a sugerat ca încheierea polițelor să fie făcută pe numele șoferului și nu pe cel al proprii proprietarului mașinii cum este în prezent. O altă propunere a vizat întocmirea unui cod de conduită între companiile de asigurări și cele de reparații auto, întrucât există situații în care servisurile percep tarife mai mari dacă depanările sunt achitate de asigurători.